Locul Dacia din orașul Fiencea are în componență 5 scări, urmează să fie contorizat la nivel de imobil privind sistemul de alimentare cu apă potabilă. La acest moment, gradul de uzură a instalației de apă din blocul Dacia este foarte mare. Instalația este în mare parte realizată din PVC și are o vechime de peste 30-40 de ani. Se înregistrează mari pierderi atât pe sistemul de distribuție a apă potabilă, dar și pe sistemul de colectare a apei uzate, canalizarea. Subsolul blocului este un adevărat focar de infecție. Aveam un singur cămin la tot blocul pe 5 scări. Deci vreo 60 de familii. Din câte am înțeles, aveați și pierderi mari, dar s-au mai remediat. Pierderile le-am remediat, că altfel nu aveam noi apă. Deci ele s-au remediat, că trebuia să ne alimentăm cu apă. Dar trebuie să scoatem neapărat alimentarea cu apă din beci. Sunt probleme în beci? Pe în beci, dacă canalizarea este toată ruptă. Toate necesitățile, toate curg în beci. Și din beci supraplinul, care ajunge la nivelul gurilor, care merge la canalizare, curge restul, rămâne în beci. Miros, infecții. Când vine vara, vai de noi. Și vrem să facem lucrarea aceasta. Cei de la compania de apă ce v-au spus? De-a mai ajutat, pe cinstite. Ba cu meseriași, ba cu materiale, când, deși am mai cumpărat și noi, dar limitat. De la cămin până în casă suntem noi șefi. Ei, necazul e că de când am luat blocul e așa, nu de acum, dar n-am avut ce face. Locatarii blocului Dacia, autoritățile locale din Fieni și reprezentanții companiei de apă Târgoviște-Dâmbovița, directorul tehnic Ioan Suțuianu, juristul Laurențiu Nițu și directorul companiei de apă Târgoviște-Dâmbovița, sucursala Pucioasa, Dan Predescu, s-au așezat cu toții la o masă și au dezbătut această problemă, încercând să găsească cât mai repede rezolvarea problemei. Domnul director, să devenim practici. Deci eu săptămâna viitoare, mâine iau legătura, încerc să iau legătura cu această firmă care a realizat pe ghieră, pe verticală distribuția. Luni eu iau legătura cu domnul Miu, care s-a erijat în reprezentantul scării blocului, îi comunic lui domnul Miu ce am realizat. Și dacă este cu ajutorul companiei noastre, aranjăm o întâlnire. Noi aici putem în modul ăsta să vă sprijinim. Și o să fim alături de domnul primar și de domnul vice. Firma o să vină și o să facă niște măsurători. Și o să spună, domnule, vă costă atâta de apartament. Sprijinul nostru este să-i verificăm în așa fel încât ce spun că plătesc, că trebuie să plătiți, să și facă. Deci aia o să le spunem de la început lângă dumneavoastră, o să fie și un specialist al nostru care să vă ajute la recepție. Locatarii spun că și subsolul blocului reprezintă o mare problemă. Canalizarea a fost montată sus în acel obiectiv și mergea la bun. Deci eu văd așa, în momentul în care aveți firma și ați stabilit că de săptămâna viitoare intervine, o săptămână înainte sau cu aia trebuie să te ia la o întâlnire. La finalul dezbaterii, locatarii blocului Dacia au primit asigurări din partea reprezentanților companiei de apă Târgoviște că vor fi sprijiniți în soluționarea problemei conform legislației în vigoare. Noi, compania, încercăm să le dăm o mână de ajutor locatarilor din blocul Dacia, astfel încât să putem pune la punct, cu ajutorul nostru, dar plătită de către proprietari, instalația interioară a blocului, care lasă de dorit foarte mult. O instalație de vreo 30-40 de ani, veche, făcută din PVC, care are fisuri, lângă asta prezintă și un pericol de contaminare a apei. Deci asta ar fi problema. Și noi ne-am luat angajamentul acum ca să încercăm să venim în sprijinul cetățenilor. Cam asta ar fi problema. Deci, în Fieni, când compania de apă a preluat orașul Fieni, instalația de distribuție în orașul Fieni, toate blocurile s-au aflat în situația aceasta. Adică nu exista apometru de imobil, de scară,
existau numai niște apometre interioare. Acum suntem în situația în care blocul Dacia este singurul, de fapt mai avem încă două scări și cu asta se va încheia și în Fieni sistemul de contorizare la nivel de imobil. Subsolul s-a transformat într-o fosă. Toată canalizarea refulează în subsol. Din subsol, canalizarea blocului verticală, țevile de canalizare s-au spart în spate și... Da, canalizarea, dacă n-ar fi funcționat, pentru că ea, pe un sistem de supraplin, deversează în canalizarea orașului, ca amintire, și apă geamuri afară, vedeam alte minuni. Și autoritățile locale susțin locatarii blocului Dacia atât cât le permite legea. Pentru că a fost reprezentat și din partea companiei de la domnul director tehnic, și reprezentanții ai blocului respectiv, pentru că am găsit soluția și o să rezolvăm într-un loc. O să-i sprijiniți din nou cu o pompă, ceva să se facă? O să-i sprijin, știu, o să mă rog de persoana respectivă, dacă vrea să ne mai ajute, că ar fi să implic financiar, să implic poate o financiar, nu de multe legea. Asta aveți asociații de proprietari? Sunt două asociații, cu una săptămâna trecută am discutat cu asociație, o să facem demersurile pentru a accesa acea măsură la prelomarea. Cele 60 de familii din blocul Dacia își doresc ca în cel mai scurt timp să se rezolve problema legată de contorizarea la nivel de imobil privind sistemul de alimentare cu apă potabilă, cât și problema canalizării blocului.